Așadar, dragilor, bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Ce să vă spun, nu am cuvinte, așa că bucuria e pe măsură de fiecare dată. De foarte multă vreme, nici nu era tu născută, Măriuca, și eu îmi doream să fac lecții cu tine. Deci visul meu a fost acesta, să ajung să fac lecții cu nepoței. Și iată cum a venit și vremea aceasta. Și noi, așa cum ne-am propus, ne ținem de cuvânt și să facem videomanualul. Aceasta e proiecția noastră pentru începutul clasei a 5-a. Vom arăta cum anume trebuie să predea profesorii pentru ca voi să înțelegeți. Ăsta e lucrul cel mai important. Și am avut o perioadă de întrebări pentru că voi ați fost bunăveri, dar haideți să pornim la treabă. Cum vezi, Măriuca, tabla te așteaptă exact cu tema aceea care a rămas, nu? Să ne uităm cu atenție. Țin minte că data trecută am discutat despre numele prime și aș vrea să știi că între timp m-am uitat și am descoperit un număr care nu-i prim. Dacă ai putea să te uiți așa repede, de la un cap la altul și spui care este numărul de pe tablă care nu este prim. Nu l-am șters pentru că nu știu de ce. Atunci am avut slăbiciunea asta ca să putem dovedi că dacă există un moment de neatenție și noi putem greși. Nu are importanță. Noi suntem, cum, să zic așa, în starea aceea în care colaborăm. De ce atenția trebuie să fie mare și din partea ta și din partea mea. Deci numele prime sunt acestea. Dintre acestea până la roșu există unul care nu este număr prim. Și întrebarea este să-l putem descoperi. Că asta ar fi interesant, este exact cum am trece în revistă. Dar de ce se vede așa în ceață, măi, Măriuca? Ia vezi tu, mai dăm drumul odată la înregistrare? Nu știu. Da, ce se vede în ceață? Da, ai sesizat și tu că se vede în ceață, nu? Da. Ia vezi tu, mai... Aș vrea să se vadă bine că tot muncim și vreau să fie un filmuleț corect. Acum e la lumină. Oh my God. Acum e bine. E bine, Măriuca. Da? Continuăm așa. Deci n-am întrerupt, deci înregistrarea a mers. Am îmbunătățit-o. Spuneam că există un număr, nu? Hețe, tu le citești. Hai, tu vorbește, Măriuca. Deci, cât? Asta este cine? Vorbește tu, Mihai. Unu. Hai. Doi. Trei. Hai, vorbește tu. Cinci. Asta. Vezi la tablă? Se vede la tablă? Vezi? Șapte. Așa. Șapte, 11, 13, 17, 19. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 67, 61, 61, urmă 67, ai zis bine. Da. Apoi. 70 ce? Nu, 71 și 1. 71, cam ure, da. 73, 79, 83, 89, 89. 89, 97. 91 și 97, da? 97. Măriuca, ai fost atentă să văd dacă ai descoperit, există unul care nu este număr prim. Ca să te ajut mai pe la sfârșit. Da? Pe la sfârșit, mai pe la sfârșit. Hai, încetează. Hai să spun, în ultimii 10 s-ar afla. Stai.
A eu de la 67. Ai! Șaptezeci și nouă. Hai să vedem. 79 s-ar împărți la ceva? La 3. 79 la 3. 70 cu 9 cât face? 70 cu 9 fac 16. 16, nu se împarte la 3. Nu. Există pericol să se împartă la unul din numerele prime dinainte. Hai să vedem. La 5 s-ar împărți? Nu. Știm foarte repede. La 3, nu. La 2, nu. La 1, nu. La 7, s-ar împărți la 7? Dacă facem mental împărțirea, 7, 10, 7, a, nu-i 7, 7. Nu. Deci mergem mai departe. Nu e asta. 83. 83. La 2, la 3, la 5, la 7, nu. La 11? Nu, da. Cred. Că ar fi 88. Nu. Dacă ar fi la 11 s-ar împărți. Și atunci când ar merge de 8 ori și nu merge. La următor, 89. Deci nu-i, e număr prim. Cu alte cuvinte, îl lăsăm. Mai avem 3 de cercetat. 89. Acum discută tu la 89, te rog. 17. Nu se împarte la 1. Ei, la 1 se împarte. E impropriu. Da. Căutăm dizori proprii. La 2, nu. Da. 3, nu. Nu. 5, nu. Nu. 7, nu. Nu. 11, nu. Gata. Deci când nu. Am ajuns la 11, ar trebui să fie 80 sau 99, ar fi 89, 88, pardon, pentru 11. Și nu este, că 88 parte la 11. Deci, mergem mai departe, la 91. Se... 9 și cu 1 fac 10. Deci la 2 nu. Nu. La 3 nu. Nu. La 5 nu. Nu. La 7 nu. Ia să vedem. Păi în mintea ta, 7, 9? 7. 7, 9 dată. Da. Rămâne 2, restul. 21. 21. 3. 13. Oh, se împarte la 7. Formidabil, n-am fost atenți. Vezi tu, Măriuca? Deci noi, de-aia trebuie să știm numele prime, pentru că după ce vedem 2, 3, 5, imediat trebuie să căutăm mai departe. Să vedem dacă la 7, la 11, la alte numere prime dacă sunt astea. Și noi știm bine că facem acest lucru până când ajungem la un împărțitor, la un cât mai mic decât împărțitorul. Și în cazul de față, la 7 se împarte. Și noi am lăsat aici, ne-a fost neatenți. 91, nu! Nu, a fost o greșeală. Iată ce bine că a rămas aici greșeala și o putem îndrepta acum. Dar de aici am învățat că trebuie să fim maxim, cu atenție maximă. Când ne apucăm la matematică, deci atenția trebuie să fie maximă. Și l-am șters. Acum a rămas un gol, golul acela datorită neatenției noastre. 97. Știi cum ne-am grăbit atunci? Că 89-91. Am zis numerii impare și ne-am dus foarte repede. 97. Ia să vedem 97 cum se pare. Hai să-l cercetăm și pe 97. 97. La 2, nu. Da. La 3, nu. Așa. La 5. Nu, că nu-i 5 nu. Sau 0. Nu? Nu-i 5 7. Sau 0 la sfârșit. La 7, nu, că dacă a fost mai înainte, 91, dacă am vrea să desfacem aici, ia să vedem. 3 în 7 în 9? 7 în 9 de două ori. 7 în 9? O dată, pe egal cu 2. Da. 27
7 în 27? Nu. Nu. Tabla mulțirii nu ne ajută. 7 ori cât se facă 27? Nu e posibil. În concluzie, 97 rămâne număr prim, că 11, dacă le încercăm pe 11, ar trebui să fie 99. 99 sunt parte la 11. Și în clipa în care ar fi fost 99, ar fi fost de 9 ori și când ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul, ne oprim. Așadar, abia acum am făcut corectura și dacă mai ții minte, data trecută, exercițiul pe care l-am făcut împreună a fost acesta. Să găsim toate numerele de tipul 2AB care au calitatea când împărțite la 5 și la 3 și la 5 și la 3, ele să fie divizibile, adică să se facă împărțire exact. Adică, cu alte cuvinte, 2AB să se divide și la 3, da? Și la 5 și la 3. Ce se întâmplă? Atenție multă că suntem într-o notă de seriozitate, se înregistrează lecția și vreau să participați cu toată, cu toată seriozitatea. Deci, și la 5 și la 3. Ei, când facem împărțirea la 5, înseamnă că B poate să fie 5 sau 0, ți-amintești, da? Și cerând să se împarte în clipa în care am mers cu 5, cerând să se împarte și la 3, suma cifrelor în condițiile acestea, mai am găsit data trecută, trebuie să fie multiplu de 3 și numele găsite sunt 210, 240, 270, apoi 225, 255 și 285. Așa este în cele 6 numere. Tu, Mărica, noi le-am găsit data trecută și a rămas ca pentru fiecare din ele să găsești descompunerea. Și ca model, știți-mi minte, pe 210 l-am luat și 210 se scrie ca 21 ori 10. 21 ori 10, adică vorbește tu de aici, hai te rog. 21 înseamnă... Înseamnă 3 ori 7. Așa. Și 10-le? Și 10-le 2, 5. Așa. Și în felul ăsta 210 l-am scris ca un produs de factori prim. Un produs de factori. Dar nu l-ai scris corect. Ai pus orul acolo. Da, păi e important. După aia se înțelege 3 ori 7 egal cu 21 ori 2. Care e 42 ori 5. Poftim? Crezi că nu are... De ce am zis 2 ori 3 ori 5 ori 7 și aici era 3 ori 7 ori 5 ori 2 ori 5, nu? Nu, zic... Se înțelege de parcă 3 ori 7, 21 ori 2 ori 5. Adică da. 21 ori 2, 40... Da. 42 da. Ori 5. Exact. Și fac 210. Scuze. Da? Fac 210. Atenție, Mihăiță. Te rog să o lași pe Mărica ca să fii atentă ca să putem face lecția, da? Că te vezi și tu în lecție, dar vei trece și tu, vei fi numărul 1 cât de repede. Acum, ca să tu participi la momentul acesta al lecției ca să înveți câte ceva. Da? Ei bine. Deci 210 este scris în final ca un produs, Mărica, produs 2 ori 3 ori 5 ori 7 de factori, se cheamă factori ai produsului, primi. 2, 3, 5 și 7 sunt prime, numere prime. De aia spunem că am reușit descompunerea numărului 210 ca un produs de factori prim. Hai să-l luăm pe 240. Ți-a rămas ții ca temă și te rog să vorbești. 240 egal cu? N-am descompunerea. Nu l-ai făcut? Nu, l-am făcut, dar nu cred că l-am făcut corect. Hai să facem împreună acum. Nu, spunem cum ai făcut tu și noi să corectăm. 24 ori 10. Foarte bine zis, 24 ori 10. Sunt foarte bucuros. Egal. 4 ori 6 ori 4 5 ori 2. 4 ori 6 ori 2 ori 5. Da. Și cam mai departe cu. Continuăm? Pare n-am mai făcut. N-am mai continuat. 4 cu cine este? 2 ori 2. Da. Deci... Că noi trebuie să avem numai numere prime. A, scuze. 2 ori 2. Deci 2 ori 2. Ori 2 ori 3.
Foarte bine. 2 ori 3 ori 2 ori 5. 2 ori 5. Corect. Dar nu ți se pare ție destul de urât scrierea asta 2 ori 2 ori 2 ori 2? Ba da. Am pus neța, am pus aici. Deci 2 ori 2 ori 2 ori 2. Am făcut noi o șmecherie. Îți mai amintești cum am zis să scrim pe 2 ori 2 într-una din ori? 2 ori 2 ori 2. Când e de 3 ori, cum se scrie? O formă de scriere foarte interesantă. Cu puterea muitoră. Așa! 2 la puterea 3-a? Asta-i. Ca să nu scriem 2 ori 2 ori 2 de 3 ori. O singură dată, 2-ul, și ăsta de sus, șmecherul ăsta ne arată de câte ori se repetă. 1, 2, 3. De 3 ori se repete. În cazul nostru, 2 ori 2 ori 2, de câte ori s-a repetat? Tot de 3 ori. Dar mai este un 2 și aici. 3 sunt la început, dar mai este încă un 2 aici. Unde? Uite, de la 10. Scuze. Da. De 4 ori, deci 2 la puterea 4-a. 2 la 4-a. Ori, mai departe, i-am scris pe toți de al de 2, am scăpat de ei, ori 3. Ori 3. Ori 5. 5. Iată ce frumos! Deci numărul 240 se scrie ca un produs de puteri, 2, 3 și 5, la diverse valori. Adică 2-ul ăsta e la a patra, că se repete de patra. Dar asta e șmecherea noastră. Este șmecherea de scriere foarte interesantă ca să nu scriem cum a fost la adunare. Știi? În loc să zicem 2 plus 2 plus 2 plus 2. Cum scriem asta, adunarea asta repetată? 2 plus 2 plus 2 plus 2. De 4 ori? 4 ori 2, da. 4 ori 2. Deci vezi cum s-a trecut dintr-o nevoie practică. În loc să scrim adunarea asta repetată de 7 ori, de 10 ori, eu știu de câte ori ar fi fost acolo, am scris concentrat. Cel de pe locul 1 îmi indică de câte ori se repetă și cel de pe locul 2, iată, simbolul acesta rapid intervenit. Deci nimic nu se face, nimic cu oamenii nu au făcut în plus, ci au făcut tot felul de lucruri care să le ușureze modul de scriere și de lucru. Acum, noi am descoperit această chestie de scriere fantastic de importantă, anume 2 ori 2 ori 2, această repetiție a lui 2 la mulțire, concentrat scris așa, 2 la puterea a 4-a, ori 3 ori 5. Deci, care e noutatea? Noutatea este modul de scriere a înmulțirii repetate sub formă de puteri. Cu bază, îți mai amintești că așa am numit asta, dacă, nu? Bază se numește? Bază, te rog să scrii și tu așa, bază. Și cel de sus se numește exponent. Bază și exponent. Bun. Ex-po-ce? Exponent. 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 Okay. Da, exponent. Deci, două părți are, da? Că sunt două numere acolo. Cel al care se repetă se numește bază, iar cel care indică de câte ori se repetă se numește exponent. Ai putea să-mi calculezi, Măriuca, cât face 3 la a puterea a doua? Cât înseamnă 3 la a doua? 9. 9! Foarte bine, că e 3 ori 3. Da? Face 9. Pentru meriți înseamnă 3 plus 3 plus 3 de câte ori? De 3 ori, nu? La adunare, dacă facem o repetiție. Da? La momentul când el va ajunge aici, va înțelege. Acum, Mărica, te rog să mai îmi spui cât face 7 la puterea a doua. 29.
49. Cum se numesc numerele acestea? 49, 16. Le numeam noi într-un fel. Prime sau neprime? Nu. Numere pătrate perfecte. A. Da? Pătrat perfect. Pentru că există altcineva care la a doua de el. Da? Pătrat perfect. Este cineva care la a doua, adică există 7 care la a doua fac 49. Dar dacă ți-aș spune să calculezi 5 la a treia. Cât ar însemna 5 la a treia? 100. Ia să vorbește tu și scrie, și scrie între timp. 5 ori 5. 5 ori 5 ori 5. Da, de 3 ori. 25 ori 5. 25 ori 5 cât face? 100. 4 de ale 25. 4 de ale 25 fac 100. A, 125. 125. Deci este egal cu 125. Foarte tare. Deci să nu... Măriuca, să știi că mie mi s-a întâmplat ca să am copii și la liceu erau și când spuneam 5 la 3, spuneau că fac 5 ori 3. Aoleu, ce mă supăram. Dar ce mă supăram? Ce? Da, deci după ce că eu le explicam și insistam că 5 la 3 fac 5 ori 5 ori 5, de 3 ori înmulțit, el când îl întrebam, cât fac mă 5 la 3? 5 ori 3. O, dar știi de ce? Când au fost atenți. Asta e motivul. Nu când ar fi știut ce înseamnă 5 ori 5 ori 5. Nu, ei n-au înțeles ce înseamnă 5 la 3. Dar știi când li s-a predat în clasa a 5-a. Iar ei la liceu au venit cu golurile astea. Și dacă n-au înțeles, de aceea dacă înțelegi bine un lucru la timpul lui, nu-l mai uiți niciodată. Niciodată. Așadar, pe 240 l-am luat. Hai să vedem, Măriuca, și pe cine acum, pe cine luăm la întrebări. Mai aveam doi abia să divide. Nu, așa, foarte bine. Am avut și noi. Deși tu dai... Să se determine abia și pe cu negru. Da. Un spațiu mai mare. Sigur că... Pe 270. Urmează la rând, dar știi ce? Fiindcă ne-am făcut un pic de spațiu, aș vrea să scriem descompunerea ca să înțeleagă și prietenii noștri și în film să se vadă, să stea la respect așa. Deci 210, cu cine a fost egal? Acum, scrii și tu, da? Repetăm asta. 210 este egal cu... 21 ori 10. 21 ori 10, că am uitat, am scris și am uitat asta, 21 ori 10. Și egal mai departe, cât ținem? 3 ori 7. Da. Ori 2 ori 5. Exact. Și egal cu 2 ori 3 ori 5 ori 7, da? 2 ori 3 ori 5 ori 7. Lucru pe care l-am clarificat. Hello. Ca și răspuns. Să rămână la așa. 240. Ia să vedem. Mulțumesc. 240 cu cine este egal? 24 ori 10. Egal cu 3 ori 9 ori 5 ori 2. 3 ori 9? N-am înțeles eu bine. 3 ori 9 ai zis? Da. Scuze. Nu-s la alta. 4 ori 6. 4 ori 6, dar 3 ori cât trebuia să spui? 3 ori 8? Da. Hai să zicem 3 ori 8. 3 ori 8. Ori, în loc de 10, cât se spune? 5 ori 2. 2 ori 5, sau 5 ori 2. Și egal cu? 3 ori. În loc de 8, cât se spune? 2 ori 4. 2 ori 4 sau 2 ori 2 ori 2 de 3 ori sau 2 la 3, că sunteți șmecheri. Da. Da? Deci 2 la 3, da, că se mulțește ori 2
Și ori? 5. Da. Și finalul este, iată, este 2 la a 4-a, ori 3 și ori 5. 2 la a 4-a, ori 3, ori 5 este 240. Urmează 270. Cu cine este egal? 270 egal cu? O secundă. Ok. 270, 27 ori 10. 27 ori 10. Egal mai departe, vorbește, vorbește. Egal cu 3 ori 9 ori 5 ori 2. Ori 5 ori 2 și egal mai departe, vorbește, vorbește. 3 continuu. Ori 3 ori 3 ori 5 ori 2. Deci, ta 3 ori 3 ori 3 de 3 ori, cum scrim acum, că ne știm foarte bine. 3 la puterea 3-a. Așa, Măriuca. 3 la 3-a, că mergem mai repede, că știm noi acum șmecheria. Ori 2 ori 5. Am să pun pe 2. Nu e grabă să fie în ordine. Dar ca numere în sine. 2 ori 3 la 3 ori 5. Iată și reprezentarea al 270. 225. Egal cu? 225. 15 ori 15. Foarte bine. 15 ori 15. Egal cu? Egal cu 3 ori 5 ori 3 ori 5. Foarte bine, foarte bine. Egal cu 3 deja sunt prime. Adică cum mai putem scrie acum că suntem? Trei la puterea a doua ori 5 la puterea a doua. 3 la a doua, foarte bine, ori 5 la a doua. Excelent. Dar eu aș mai vrea să mai scriu într-un alt mod. Fiindcă e 15 ori 15, cum mai poate fi 15 ori 15? Așa, privindu-l. Fiindcă se repete, se repete și stăteam la puteri. 15 la puterea a doua. Foarte bine, Maurica. 15 la puterea a doua. Și ca mai departe cum? Iar în loc de 15, cât putem scrie? Ce mă dar bine, fac. 3 ori 5. Da. Egal cu 3 ori 5. Și totul este la a doua. Da. Și totul era că 15 era la a doua. Fostul 15. Dar cum e 3 ori 5? Și cu cine este egal? Uite că am găsit mai sus. Cu cine este egal? 3 ori 5, totul la a doua, este egal cu 3 la a doua, 3 la a doua, ori 5 la a doua. Este nemaipomenit. Ce descoperire am făcut! Ce descoperire am făcut, Măriuca! Extraordinar! Dacă avem un produs la o putere, se ridică fiecare la puterea aceea. Adică și 3-ul și 5-ul. Asta e cea mai tare chestie. Nu m-am gândit nici o clipă. Oh! Hai să o și notăm. Cum să... A ridica un produs la o putere înseamnă a ridica pe fiecare din ei la acea putere. Deci a ridica un produs la o putere, înseamnă a ridica pe fiecare, și pe 3, și pe 5. Scrie-mi cuvinte tu acum, zi vorba asta. Deci proprietatea 1, care am găsit-o acum cea mai tare. Proprietate. Care ne-a ieșit din calcul, mă, că nu ne-am propus asta, mă. A ridica. A ridica. Ce am zis eu? A ridica ce am spus mai degrabă? Că am uitat acum, mi-a scăpat. A ridica.
A ridica un produs, un produs. A ridica un, vorbește tu. Produs? Un produs. Produs. La o putere. O putere. Înseamnă. Înseamnă a ridica acel produs, a ridica ce? Iată. A ridica pe fiecare. Fiecare factor. Așa, foarte bine. Fiecare factor. Fiecare factor la acea putere. Putere. Foarte tare chestia asta. Ne mai pomeni. Prima noastră proprietate la putere. Prima proprietate la putere, acum o să ținem minte. Deci adică un produs la o putere înseamnă adică pe fiecare la acea putere. La 255 și 285 nu prea știut. Dar facem împreună acum. Dar cum ți-a venit la 225? Cum ți-a venit 5 x 15? Adică, sunt curios. Cum ți-a venit în minte? Păi am vrut să fac... Păi... Am văzut 5 la final și m-am gândit că ar trebui să... Ai văzut 5 la final? Da. Al doilea factor să fie cu 5 la final și m-am gândit la 15. Dar de ce numai la 5? Puteai să gândești numai la 5? Da. Dar tu știi că și la 3 se împarte. Da. Că tu știa, cu așa condiție ai fost găsit. Și la 3 și la 5. Și 5 ori 3 fac 15. Asta a fost șmecherie. De ce ai te-a putut gândi? Dar și 255 sunt parte și la 3 și la 5. Ia să vedem, mă, Măriuca. Că doar așa cu condiția asta au fost făcute, mă. Deci, eu șterg acum proprietatea. Deci cu condiția asta au fost făcute. Ia să vedem împreună. Deci facem pe 255 la 5 să împărțim pe 255. 255 sau 225? Pe 200, nu 225, 255. Ok. 255, la cine îl împărțim? 3 și 5, nu? La 3 și la 5, dar deodată la cine ai spus tu? La 5. La 15. Da. 3 ori 5, ca să meargă după șmecheria ta, mă. Cum ți-o să la tot? Și sigur trebuie să meargă și la 15 asta. Ia să vedem. 15. Și începem. Odată. Odată. 10. Coborâm 5, 200. Hai! Cam de câte ori crezi că merge? 5 prin 105. De 8 ori? Să încercăm. Opt ori 5? 220. Deci 8 ori 5 fac 40, deci de 8 ori nu trebuia să gândești. No. De ce? Că nu se termină cu 5. Așadar, fiindcă căutai unul care se termină cu 5, ori 7, ori 5, un număr impar. Așa încât... Merge de 7 ori, cred că. Ia să vedem, 7 ori 5. 7 ori 5, 35. Da. 3. A mers perfect, da? 17. Așa, deci 225, hai să scriem acum. 225. 225. Este scris ca fiind teorema împărțirii cu rest. Cum? Cu cine este egal? Cu
împărțitorul, 15, ori 17. Și ca mai departe, în loc de 15, cât să scriu? Că nu-l lasă 15, trebuie să fie numai de prime. Ori 15 nu-i număr prim. Cu cine este egal 15? 3 ori 5. Deci 3 ori 5, ori 17. Și acum este ca un produs de factori, 3, 5 și 17 numere prime. Că și 3 și 5 și 17 numere prime. Deci ne-am făcut damblaua, să zic așa. Hai să mai vedem următorul. 285. Se împarte sigur și la și acesta la cât se împarte? 15. Mai întâi la 5. Da. Da, și fiindcă suma cifrelor 12, 8, 10 și 5, 15 și la 3. Adică la 15 deodată. Că dacă și la 3 și la 5, noi cu condiția asta le-am găsit. Să se împarte și la 3 și la 5. Și atunci? O dată. Da. Hai, vorbește. 3, 1. Da. 13, restul. Este una, bun că 13 mai mic decât împărțitor. Spune și prietenul că s-ar putea ca după vacanță să fie uitat. Fiindcă restul aici ne-a dat 13 care mai mic decât împărțitor, înseamnă că am gândit bine. Și acum coborâm pe 5, da? Și spune, fiecare coborâre trebuie să se termine cu o cifră aici. Că a uitat, mă. A uitat, sigur a uitat. Okay. Și 5 prin 135 de câte ori? Eu zic de 9 ori. De 9 ori. Sigur că da. Că ai văzut data trecută de 7, ăsta e mai mare și neapărat corect. Și fac 135. Nici nu încape discuții. Și nimic. Pentru că Matei era 15, după aia 17 și acum 19. Era deștept. Sigur că da, sigur că ai făcut legăturile care. Și acum 285 este scris acum ca fiind 285. Da. E bine aici 225, am scris aici prostii, am scris mai mereu, ca nu mă lăsam așa. Uite că am scris prostii. 255 trebuia să spun. Vezi? Da. 255, că ochiul tău este și la căiețel și la tablă la mine. Acum 285 egal cu cine? 15 ori 19. Corect. Egal cu 3 ori 5 ori 3, 19. 5. Ori 19. Suntem foarte fericiți, l-am scris ca un produs de factori, factori prim. Așa asta a fost tema pe care tu ai avut-o. Mai era și alta. Mai aveai încă o problemă, nu? Cu 3B. A, 3B. Așa! Foarte tare! Le zic acum? Uite, uite, să șterg aici, Măriuca. Am scris. Că noi am terminat prima parte a temei și a mai fost încă un negășițiu care însemna așa, găsirea tuturor numerelor de tipul X egal cu X am notat noi. Da. Dar pot fi notate cu orice literă, n-are importanța asta. Deci, să se determine numerele X egal cu A, 3, B, parcă așa era, astfel încât, așa încât, X să se divide la 5 și tot X-ul ăsta să se divide la 3. Da? Ei, dacă tu le-ai găsit, mă convingi și noi le luăm pe urmă la rând și când începe să descompunem, vom vedea dacă sunt buni sau nu. Sigur, ai găsit. Ei s-a fațin că remulțim. Pentru mine să fac în aproape 2 minute. Că era... a fost ușor. Deja am cam văzut rezultatele fără să cam...
Dacă l-ai văzut odată? Logică. Da. 330. 330. 630. 630. 930. 930. 135. 135. 435. 435. 735. Și 735. Moriuca, m-ai umplut de curiozitate acum. Cum deodată le-ai putut găsi? Da. Cum le-ai găsit deodată? Că nu știu. Acum eu fac efortul să te descoper, dar sper că tu nu mă lași așa ca să mă cesc. La primele trei trase se termină cu zero, normal. Așa, la primele trei. Și pur și simplu am pus... Pur și simplu am pus mai întâi 3, 3 plus 3, 6, deci se împarte la 3. A, 3 și cu cât se fac se împarte la 3? Cu 3? Da. Exact. Și deja am... Deci... Apoi 6 și 9 am înțeles după aceea, că ai mai pus câte în 3, din 3 în 3. Și a fost la sute. A, am înțeles. Acum mi-e clar, Măriuca. Mi-e clar cum ai gândit. Am înțeles, ai prins partea logică. La una mi-ai pus un 3 și de-aia vine 400, iar în 3, 700. Da. Hai să facem descompunerea să mă convingi. 330 egal cu? 330. Descompune, am crezut că împărțim, scuze. 330. E 33 ori 10. Hai, mai repede. 33 ori 10. Și egal cu? 3 ori 11. Corect. Ori 2 ori 5. Excelent. Bravo. Dacă vrei să fii într-o ordine, dacă nu, le putem să lăsa și așa. Să știi că nu e nicio... Că la mulțire doar produsul este comutativ. Și și asociativ. Da, din plăcere. Ca să placă ochiului, zic 2... ori 3, ori 5, ori 11, ca să se vadă și aici, să se vadă foarte clar că e produs de factori prin toți, corect. 630, egal cu, zi tu. 630. 630 ori, 63 ori 10. Da. Egal cu... 21. 21 ori cât? Ori 3. 3 ori 21, foarte bine. 3 ori 21 sau 21 ori 3, tot același lucru. Ori 2 ori 5, nu? Hai, repede. Egal 2 cu? 2 ori 5, egal cu, încă o dată, pentru că 21 nu este acolo. 21? E 3 ori 7, da? Da, deci. Și vine 3 la a doua, de acum că știm. 3 la a doua, se repetă 3 de două ori. Da. 3 la a doua. Ori 7 ori. 5. Și dacă vrem pentru așa, 3 la a doua ori 7 ori 5 ori 2. Pun pe 2 în față ca să nu mai scriu de două ori eu aici. 2, ori 3 la 2, ori 7, ori 5, lasă așa, nu mai fac o modificare. Și îmi place cum a arătat, 630. Merg mai departe la 930, următorul, hai. 930, egal cu 93 ori 10. 93 ori 10. Egal cu 31 ori 10. 93, 31, 3 ori 31 ai vrut să spui. Da. 3 ori 31, ori 2 ori 5, că nu îl lăsăm pe 10. Și
Și egal cu? Și egal cu 3 la puterea a doua. Unde vezi tu 3 la a doua? Nu, este 31. E numărul 31. La... Stă așa. E foarte fericit. Are treabă. 31 la, la puterea a treia. Cum să fii la a treia? Și trei, dacă ar fi la a treia, ar fi 31 ori 31 ori 31, dar nu-i. Nu? 31 la a treia ar însemna 31 ori 31 ori 31. Face mult, enorm de mult. Nu, rămâne așa, Măriuca, că e 3 ăsta ca factor. 3 ăsta rămâne liniștit, 2 rămâne liniștit, că sunt numere prime, 2, 3, 5 și 31. Deci 2 ori 3 ori 5 ori 31. Și am rezolvat treaba. 2 ori 3 ori 5 ori 31. Și la cine se mai duc acum? Cine să fie? Următorul? Egal. Putem să facem împărțirea? La cât? În mod sigur merge la 15? Da. Ia fă-o. Da, dar o avem. Deodată? E 9. 9, sigur că da. Adică 15 ori 9. Hai să scriem, că se vede că merge. Am avut o asta. 15. Și egal cu. Nu-ți prime. Da. Umplăm Ali că 15. Ali, cu cine este egal 15? 3 ori 5. Corect. Ori. 3 la puterea. Trei la? Puterea a treia. Păi nu, păi 3 la a treia cât faci? Hai să vedem. 3 la a treia este egal cu 3 ori 3 ori 3. Nu? Că ăsta spun de câte ori se repete. Și 3 ori 3 ori 3? Ori 9 ori 3, 27. Dar fiindcă e numai 9, câți de 3? Cine ori, câte ori cât se facă 9? 3 la a doua. Da. Deci 3 ori 3 egal cu 9. Da? 3 la a doua. Așadar, în loc de 9, zic 3 la a? Da. 3 la a doua. Și egal mai departe cu, te rog să vorbești tu. Acum 3 la a doua și mai este încă un 3. Va face 3 la câta? 3 la... Eu ziceam... Tu ai vrut să spui deodată la 3. 3. Adică 3 la puterea 3 ca să scăpăm de 3-ul ăla de acolo. Am înțeles, ai dreptate, Măruica. Că 3 la a doua ăsta și cu un 3 ăsta... dar am descoperit o șmecherie. Când ai 2 de 3, scrii un singur 3 și aduni. 1 și cu 2 fac 3. Doar ce înseamnă? Înseamnă 3 ori 3 ori 3. De câte ori este ăștia 2 care erau de la 9? Nu? Și cu 3 ăsta, 3 la a treia. Deși 3 la a treia ai spus bine, ori 5. Dar acum am pus mâna pe o altă proprietate fantastică. Fantastică proprietate. Cum să înmulțesc două puteri care au aceeași bază? Deci două puteri. Două sunt, una aici și una aici, care au aceeași bază. Cum se mulțește? Copii baza, scrie o singură dată baza 3
și să adun exponenții. Unul ăsta de aici cu doi de aici și fac trei. Deci, drept exponent, adunăm exponenții. Să notăm, să mai vedem încă o dată. Cât, cu cine este egal 3 la 5-a măriuca, dacă e descoperit, ori 3 la 7-a? Cu cine este egal 3 la 5-a ori 3 la 7-a? Păi ăștia câți de trei ar fi aici înglobați? 5, nu? 5. 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3. De 5 ori sunt 5. Și înmulțiți cu. Începe seria ăsta o luați. 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3. De câte ori? Ăștia de câte ori? De 7 ori. Cât sunt în total? În total sunt... În total sunt 12... Corect! 3. Egal cu 3 la puterea 12. Deci copiem baza și adunăm exponenții. 5 cu 7, 12. Asta era, asta e noutatea fantastică care am pus-o acum la punct. Deci am înțeles această proprietate minunată. Deci nu facem nimic noi în plus, decât înțelegem ușor, ușor, când se ivește situația, că acestea vin din calcul, din lucru efectiv. Deci, mai spune cât face 3 la a doua ori 3 la a șaptea. Tu spune repede. 3 la puterea 9. 3 la puterea 9. Bravo, Măriuca. 3 la 9. Deci, dacă eu te întreb, ai putea acum să stabilești tu proprietatea? Cum se înmulțesc două puteri? Două sunt aici. Care au aceeași bază. Cum se înmulțesc două puteri care au aceeași bază? Exact ce ai făcut. Se scrie baza o singură dată, se copie baza. Păi cum să și acolo? 3 ori, 3 ori, 3 ori. Da, așa ar trebui să scriu, dar ca să vedem definiția, ca să vadă prietenii noștri. Că la ce concluzie? Nu mai scriu așa 3 ori 3 de 2 ori și 3 ori 7 de 7 ori și vedem că 3 înseamnă 12 cu 7. Atâta trebuie să ținem minte. Să le spunem, prieteni, nu vă faceți demonstrația asta. Pur și simplu, țineți minte, când aveți două puteri cu aceeași bază, copiați baza și adunați exponenții. Copiați baza și adunați exponenții. Și să scriem proprietatea a doua, proprietatea a doua asta care am găsit-o acum la puteri. Cum să zicem? Proprietatea a doi, nu? Că pe prima am găsit-o. Proprietatea 2. Ia să vedem, o pot tu formula? Proprietatea a doua? Da. De aici, ca idei. În cuvintele tale, vorbile tale. Că de-aia vei fi tu puternic acum, că dai cu cuvintele tale. Pentru a mulți. Două puteri. Se... Care au aceeași bază. Deci pentru a mulți două puteri care au aceeași bază. Bază. Da. Se copie. Baza. Și? Și se... Adună? Adună cei de sus, cum am zis? Exponenții. Și se adună exponenții.
Da? Hai zi tu. Dictează și pentru a mulți. Pentru a mulți. A înmulți. Două. Două puteri. Ce sunt astea? Puteri, da. Două puteri. Se. Două puteri care au aceeași bază. Spune. Care au aceeași puteri. Care au aceeași bază. Da. Se copie. Așa. Se copie baza. Baza. Și se adună exponenții. Exponenții. Îți dai seama că ai stabilit o definiție tu acum. De aceea, și nu că ne-am propus noi să o facem. O venit timpul. O venit timpul ca această proprietate să fie nevoie să o reținem ca să nu mai scriem altă dată, de atâtea ori tu, de atâtea ori și nu se numără. Simplu. Adică dacă vei avea vreodată așa scris. 3 la a doua, ori 3 la a cincea, ori 3 la a patra, cât cu cine este egal? Acum sunt 3 puteri. Tot se copie baza. Copiem baza, da. Și acum adunăm asta-i măriuca. Exponenții. Exact. 12 cu 5. 12 cu 5. Hai să scriem, așa. 2 plus 5, ca să vadă prietenii noștri, plus 4. Deci poți fi mai multe puteri. Scriem baza o singură dată și adunăm exponenții. Și face 3 la puterea 7 cu 4, 11. Și pentru prietenii noștri spui așa. Băi, dar e atât de clar. Pentru că aici am 2 de 3, 3, 3. Din coace am 5 de 3. Și din coace am 4. Și câți de 3 în total? Sunt 11. Și de aceea proprietatea asta este foarte, 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 foarte importantă, a doua pe care am găsit-o noi, în clipa asta, aceea că copiem baza și adunăm exponenții pentru mulțirii pe care nu o să uităm niciodată. Dar niciodată nu ne uităm. Și mai avem parcă un număr 630, care mai este acolo? 735, da? Da. Nu l-am făcut pe ăsta. Hai să-l facem și pe ăsta. 735 cu cine este egal? 735 este egal cu... Împărțim la 15, cum știm bine. Da. Împărțim la 15. Ia să vedem. De 4 ori. De 4 ori, cred că da. Că de 5 ori face 75. 60, nu? 4, 15 fac 60. Cât 15 cu 15, 30? Sau 4, 5, 20, 4, 20, 60. Da. 13, 5. Da. Și am mai avut noi 135, de câte ori merge, clar că mai făcut împărțirea asta? De 9 ori. De 9 ori, corect. Deci 49. Corect. 9 ori 15, 135. Și atunci, repede spunem că 735 este egal cu 15 ori 49, nu? 15 ori 49. Am găsit noi asta și egal mai departe cu vorbește tu. Um,
3 ori 5. Da. Ori 7, ori 7. Corect, 7 ori 7. Da, 7 la puterea a doua. Oh, stai, Măriuca, 7 la 2 mai pe din tip. Și asta rămâne, gata. E un produs de factori, nu? Prim, 3, 5 și 7, la diverse puteri. Primul la întâia, nu-ți mai pun la întâia, 3 la întâia, n-are niciun rost. Că se subînțelege, 5 la întâia, n-are rost să mai pune. Am o întrebare. Ziua! Nu e despre metoda asta, dar ai mai făcut cu Teo? Nu, nu, nu. N-am mai făcut nicio oră. Dar de ce? Păi dacă au fost în vacanță, au fost... Nu, nici m-am mai interesat. Important este că noi am început discuția noastră și noi ne propunem acum să avansăm, să fim un pic mai în față ca să facem acest video manual ca să le arătăm nu numai elevilor și profesorilor. Elevilor și profesorilor. Asta e proiectul cel mai important. Și să vadă și ei, știi cum începe Măriuca? Ei vin la școală și spun așa, puteri, vrei să predau în stilul care predau profesorii? Da. Vrei să vezi ora, ca să faci paralele, să faci o comparație. Da? Să văd dacă făceai și profesoara mea la fel. Așa, dacă tu faci profesoara sau profesor, nu știi încă. Nu știu, dar profesoara mea... Învățătoarea. Toate materiile era profesor, nu profesor. Da. Dar cred că o să am profesor, că n-am văzut profesoare măcar la matematică. Sunt și... Bum. Da, dar școala mea n-am văzut, că eu știu. Uite, Măriuca, ei vin la școală și spune, dragilor, astăzi o să învățăm despre puteri. Și predau așa. Puteri. Ok. Puteri. Începe. Deci e varianta școlii. Puteri. Și definiție. Definiție. Un număr de forma A la B. Un număr de forma A la B se numește putere. Ok. Număr de forma A la B. Ați vezi? Că eu îți merg exact cum scrie la carte. Cum predau profesor. Așa făcea și doamna mea profesoară și trebuia părinții să-mi explice. Deci, ține minte ce spun. O să te găsești cu asta. Nu, de forma A la B se numește putere. Asta bază. Se numește bază. A e bază și B e exponent. Și la proprietăți începe. Proprietăți. Unu. A la 0 este egal cu 1. 2. A doua proprietate. A ori B la puterea n egal cu A la n ori B la n. 3. A la n ori B la n egal cu A la n plus n. A supra B, totul la N, egal cu A la N, supra B la N. Și dă 4, 5. Și până 6. Încă o putere, o proprietate. A la N, totul la N, este egal cu A la N ori N. Și nu mai știu care e proprietatea, acum nu mai văd foarte... Deci am zis cum se ridică o putere, o fracție, cum se mulțesc două, cum se împarte. 7. A la N împărțit la A la N este egal cu A la N minus N. Și tu stai blocată și toți copiii stau, nu respiră. Nu înțeleg nimic. Desenează de pe tablă și îți duc acasă și ce ați făcut la matematică? Întreabă părinții, păi ce am făcut, nu știu. Am făcut, nu știu. Și au dreptate. Ei au dreptate, spun, nu știu. Însă în varianta, eu
varianta în care eu am predat până în momentul de față, nici nu ai simțit că mă ocup de puteri. N-ai simțit. Când am vorbit de puteri? Când ai văzut că se repetă mulțirea aceea și am simțit că am acum condiții ca să nu mai scriu 3 ori 3 ori 3 de, sau 3, încă o 3 de 4 ori, ci scriu ca forma aceea, 3 la 4. Deci ai înțeles care e deosebirea dintre varianta în care facem noi manualul și varianta care o fac la fila școală? Profesoara mea dădea o lecție nouă, de exemplu, metoda falsă ipoteză. Da. La început, bine, eram și online, dar nu înțelegeam nimica. Sigur că da, asta e. Dar astăzi formulă așa tot. Nu știu cum ceilalți colegi ai mei au înțeles, dar eu n-am înțeles. Și după aceea trebuia să-mi explice, mă, da. Și să-mi explice de ce se numește falsă ipoteză și bla, 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 bla. Da, 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 da. Deci, vezi, a preda... Cum e profesoară, în primul rând? Dacă nu știu să predai. Păi cum, dar ea nu a făcut decât să citească. Eu acum îmi cer scuze pentru colegii mei care se prezintă așa. Și ca să te convingi, sunt acolo o serie de lecții cu o fetiță care a trecut în clasa a 5-a. Alesia, sau nu știu cum o chema, Alesia, cred că sunt acolo o serie, lecții în pandemie, se intitula. Vai, ok. Așa, primii, le vezi la Prof Online când te duci, sunt acolo după lecția 1838, după aceea urmează cu ea lecții în pandemie și tati le-a pus acolo. Era disperată. Mama a adus-o, o legat-o de ea, ca să, în ghilimele spun, nu, legat-o, da, dar da, nu vrea nici cu o clipă, cum să vină să stea de vorbă cu mine, că ea nu știe nimic. Ea insista și spunea, nu știu nimic, ce fac eu acolo, ce fac? Ei bine, după ce am început să lucrăm, aveam un scris impecabil, eu nu aveam tablă, dar mă înțelegeam, și o să vezi lecțiile acelea, mă înțelegeam cu ea, ea scria pe tablă și scria atât de frumos, atât de ordonat, încât m-a fascinat. Și am putut să facem o serie de lecții în care ea spune, dar urmărește tu cum spune, nimic n-am înțeles la școală, dar nimic. Ca să vă arăt, mi-a arătat caietul pe care erau acestea. Ce să înțeleg eu cu aș cu bie asta făcea? Ce să înțeleg eu, domn profesor? Ce să înțeleg? N-am nicio șansă. Deci, ceea ce ți-am spus eu acum, sunt lucruri verificate și le poți vedea pe caiet, pe filmele acelea. Din curiozitate te poți uita acolo să vezi exact ce se întâmplă la lecția ei. Așadar, bucuria mare a noastră este că ne propunem să facem lecții de acestea în varianta aceasta, varianta asta a modului de a fi explicate, încât și ei, profesorii, să învețe cum trebuie să predea. Ai înțeles acum? Deci ei vor descoperi de la videomanualul nostru și le vom putea face. Să știi că am urmărit așa seară, Mărica, eu te spun acest lucru, am văzut pe ministrul învățământului, frământat foarte tare. Foarte tare despre ce însemnează nevoia de a se explica într-o variantă de așa în care copiii să înțeleagă. Și cum propunea la un moment dat ministrul să fie plătiți profesorii după felul în care îi învață pe copii. Adică vor fi plătiți în măsura în care copiii ies mulțumiți de la lecții și nu înțeles lecția din clasă. Știi că trebuie să fie înțeleasă lecția din clasă? 80%. 80-90% chiar. Ba, eu merg pentru 100%. Adică dacă nu înțelegi de acolo, copilul care nu are acasă un părinte care să fie, să înțeleagă, că o să vezi, lucrurile sunt din ce în ce mai dificile. Și părinții vor trebui să predea cum? N-au nici timp, nici n-au tehnica asta. Cineva care o face cu mult drag, așa cum tu ai descoperit la Google, s-a verificat. Și cei care scriu acolo comentarii și lasă comentarii, Măriuca, la lecție o fac pentru că sunt foarte încântați de lecția în sine. Când tu o să fie și mai bine, o să încercăm să mai facem și lecția în engleză, pentru că spunea... Nu pot să respir acum.
Da, sigur, te-am văzut, abia stai acum, numai nu, asta, numai vorbit în engleză, numai știți ce o faci acum. Da. Aura îmi spunea, zice, știți, tata, vreau să te duci la puteri să explici că are și acolo așa Ana niște lucruri, parcă cred eu, care nu sunt clare. Și de aceea... Clar, că nu e chiar, nu e foarte greu. Nu e foarte greu, dar trebuie să înțelegi de jos, de acolo, lucrurile. Înțelegi tu aici, de jos. Ce nu înțelege ea? Ce nu înțelege? Se pot face exerciții foarte dificile. Cu... Normal că am exerciții dificile. Noi suntem acolo la început, când introducem noțiuni, Măriuca, dar pe traseu se pot face niște exerciții de o dificultate maximă. Nu știu dacă te ocupa de problema aceea care mi-o lui Victor, ca să împăți, să... Este extraordinar, ți-o dau, nu pot, nu rezist. Cu toții am muncit la problema aceea, m-au sunat și era vorba așa. Împătratul? Da, împătratul acela. Deci, tot nu, să le spunem și eu. Nu știu dacă te-ai ocupat un pic. Uite, vezi? Împărțim pătratul în 9 pătrate. Da? Și numerele de la 1 până la 9 să le repartizăm în pătratele acestea, așa fel încât adunând pe orice linie, pe orice linie sau orice coloană sau diagonală, rezultatul să fie același. 15. Bun, oare să zicem așa, că am repartizat aici. Dau un exemplu. 5, 4 și 6. Cât face suma asta? 15. Ei, și pe asta să facă tot 15. Și ca să facă tot 15, am zis 2 și 8. Da. Dar nu trebuie să mai repete 2 și 8 în altă parte. Ok. Aici. Hai să ne gândim ca să facă 15. Unu și 9. Da. Da, da, aici am stricat jocul. Cu 6 și cu 9 cât face? 15. Și aici dacă mai pun ceva, trebuie să mai pun ceva. 0. Deci nu-i 0 aici. Păcat. Atunci nu. Deci hai să întoarcem invers. 9 și 1. 9 și 1. Da? 9 și 1, numai bine îmi da. Iar aici, Măriuca, care ar mai fi echipa? Care ar mai fi dintre numerele nefolosite? 3. 7. 3 și 7. Da. Dar 3 cu 7 face pe diagonală. Dar aici, 9 și cu 4 și cu 3, cât face? Face mai mult de 15. Da? Atunci nu 3 și 7, 7 și 3. Nici mai rău. Și acum face? E și mai rău aici. Da. N-am reușit, că strigăm. E altceva. O altă repartiție. Ștergem tot. Și încercăm altceva. Asta am vrut să spun. Deci, cu adevărat, Victor a avut problema asta. Cu adevărat, e foarte frumoasă problema. Și merită să te ocupi și joacă-te să vezi dacă găsești soluții. Eu am găsit 8 soluții la asta. Deci, 8 variante. Ok. Rămâne să te gândești la ea, da?
Și acum, fiindcă tu ai, cum se spune, eu cred că e timpul să trecem în revistă, să repetăm ceea ce am făcut astăzi, da. Și să ne oprim, pentru că nu, tu abia stai, eu cum se spune, încântat că ai reușit să fii prezentă la lecție și să pornim așa, chiar în condițiile nu prea bune de sănătate ale tale, să pornim lecția de astăzi. Cu ce să începem noi? Ce noutăți ai avut tu? Cu exponent și bază. Așa, puteri. Deci am vorbit de puteri. Dar prima chestiune a fost să descoperim numărul prim. Ți amintești? Deci prima chestiune a fost descoperirea. Lui 91, da? Da. Care nu este număr prim. Da? E, știi că era pus acolo și am descoperit greșeala. A doua chestiune. A fost tema pentru acasă. Care ce a presupus? Descompunerea în factori primi. Nu? Descompunerea. Da. Punerea în factori primi. Descompunerea în factori primi a numerelor. Să amintești, parcă a fost a fost Mariuca. Primul număr 240 cumva? Doia B parcă erau 210 a fost factorul. Primul a fost 210. Ia uite pe caițelul tău. Da, 210, 240. Da. 270. Da. 225. Da. 255. Da. Și 285. 285. Și aici le-am scris descompunerea în factori primi și aici s-a evit. Țin minte când a fost vorba de 225, despre care tu ai spus că e 15 ori 15 și ai zis 3 ori 5 și 3 ori 5, ai văzut cum a așteptat Bubu la cum se spune, la colț, am așteptat și am urmărit, când am văzut că s-a apărut momentul ăsta, 3 se repetă, acum am introdus 3 la a doua. Deci, foarte frumos. La temă? Poftim? Deci exact ce trebuie să fac la temă? Că... Acum îți dau 5 la a doua. Și până mai ai avut ca temă, găsirea numerelor de forma care? A doua chestiune, numerele de forma A3B, parcă nu? A3B, da. Care să se divide și la 3 și la 5. Și le-am văzut, am văzut toată povestea asta, am văzut și am urmărit încă o chestiune, proprietățile puterilor. Deci am vorbit despre puteri. Și la puteri am văzut ce înseamnă bază și exponent și proprietăți. Două proprietăți le-am găsit noi. Asta a fost lecția. Și acum ce îți dau eu ca temă? Să repeți, să scrii încă o dată numerele prime până la 100. Deci descrii numerele prime până la 100. După care să se determine numerele de forma A
A, 3, B, C, A, 3, B, C, care să se dividă la 2 și să se mai divide la 3 și să se divide la 5. Deci la 2, la 3 și la 5. Care sunt numerele acelea? Și pe urmă, descompunere. Da? După care să se descompună. Sigur, este un număr din câte cifre de data asta? De 4. Cifre. A, 3, B, C. Sunt 3 litere. A, B și C. Dar și 3 condiții. Să se divide la 2, la 3 și la 5. Și atunci le vei găsi pe toate variantele, care suficient, criteriile de divizibilitate le știm și pe urmă cum scriem ca produs de factori. Asta ar fi tema pentru mâine, da? Dacă toți te simți bine, eu te aștept cu nerăbdare ca mâine să facem această temă. Bine. Bine. Cu tot... Deci e cam la fel tema. E cam la fel, sigur că da, dar acum ai pus o condiție da. Și la 2, și la 3, și la 5. Bine. Da? Este cam la fel. Sigur că vei avea ocazia să vedeți și puteri, că acolo în descompunere... La 2 cumva era vreo regulă specială? La? La 2? La 2. Că la 5 era... 5 sau 0, nu? Da. La și fiind 3... și la 2... Toate alea să se împartă. Și la 2 care era? La 2? Ultima cifră să fie? Pară? Pară, sigur că okay. Da. Adică 2, 0, 2, 4, 6, 8. Ok. Nu? 0, 2, 4, 6, 8. La 5, 0 sau 5. La 3 știm 39 suma cifrelor. Deci... Atunci, dar dacă ultima cifră trebuie să fie pară, o să fac doar cu 0 să fie. Asta e formidabil, formidabil, numai cu 0, ca să fii și la 0 și la 5. Deci, practic, pe ce le-ai găsit că e 0? Și acum trebuie să vezi suma bine. Cifrelor să fie, să fie un număr care se împarte la 3. E, începe un joc foarte frumos. Că ce tare chestia asta. Bine, Adică ar trebui A plus B plus 3 și plus 0, deci A plus B plus 3 să se împartă la 3. Da. Adică cum 3 se împarte la 3, numai A plus B se împarte la 3. Ce variante ai avea pentru că A plus B? Eu te începe e greșit să-i dăm drumul. Deci A plus B. Dar mai bine să las asta să fie temă și să mă fac acum. Deci A plus B să facă 3? Te gândești, ce două variante ar fi ca A plus B să facă 3? Da. A, o nu poate să fie 0. Că e prima... Nu există numere care se înceapă cu 0. Deci 0 nu. Poate să se ducă până la 9. A egal cu 1. Apoi... B o să fie cât aici? B-ul... Cât să facă 3? B egal cu 2. Da. B egal cu 5, că 1 și cu 5 fac 6. B egal cu 8. 1 și cu 8 da. Fac 9. Iată că am găsit-o ăstea 3 cu A1. Deci numărul ar fi așa. 1... 3, 2, 0. Sau 1, 3, 1, 3, B-ul cât? 5, 0. Sau 1, 3, 8, 0. Și am găsit 3 din ele. Și care ar mai fi următoarea? Au mai poate urca. Au poate să fie 2. Când au egal cu 2, până unde se poate duce au singur? Până la 9. E cifră. La A egal cu 2. 2 plus cât? Se împarte la 3. 2 plus 1. B egal cu 1.
B-ul egal cu, deși frumoasă problema, gata. B-ul egal cu 1, B-ul egal cu 4, ce-ți fierbă este? Deci ai mai multe numere. Uite, pentru A egal cu 1 ai găsit 3. Pentru A egal cu 2 vei găsi încă 3. 3 ori 3 ori 8 ori 9. 3 ori 9, 27 de numere vei găsi. Deci, ajutor. Pentru A egal cu 1, găsești 3. Pentru A egal cu 2, iar găsești 3. Pentru A egal cu 3, iar cred găsești 3. Zic și eu. Da? Tu te vei convinge. Ei, problema e foarte frumoasă. Nici nu m-am gândit că e așa de frumoasă. Nu m-am gândit că dau o problemă atât de frumoasă. Când m-ai întrebat tu ce problemă să iau pentru mâine, eu am înțeles că trebuie să dau repede o problemă, că tu ești, te simți obosită. Și atunci zic, să-i dau ce să-i dau? Am zis așa, hai să dau cu trei necunoscute, A, B și C, și să se împarte exact la și la 2 și la 3 și la 5. Și ești o problemă superbă. Abia aștept să o vedem mâine, să discutăm pe ea. Bine, Măriuca, hai să le spunem prietenii noștri că vor avea șansa să vadă o lecție foarte, foarte, foarte frumoasă, chiar dacă ea a fost în niște condiții mai puțin optime, așa, și mai niște condiții mai vitrege, că tu nu te-ai simțit chiar bine și am reușit nouă lecții. Spune lui tata să încerce să le pune pe celelalte lecții că volum, videomanualul acesta trebuie să apară. Știi că a apărut un comentariu la lecția ta care este pusă? Care? Tata a pus o primă lecție, când a fost prima lecție cu Mihai și cu tine. Și a apărut un comentariu, spune, ce bine că ați venit, domnule profesor, ce bine că ați început să puneți lecții. Deci așteaptă copiii. Da? O să-i spun, tati. Îi spun, tati. Bine. Gata, te pup, la revedere. Mihaiță, așteaptă dincolo și este... Ce spui, nu mai termină toată lecția? Poftim? Nu știu dacă o să mai vrea. Dacă nu mai vrea, nu e nicio problemă. Eu îl aștept. Tu o să discuți cu el. Dacă vrea, îl aștept. Dacă nu, altă dată. Când el are bună dispoziție, sigur va face. Da. Bine. La revedere, papa. O să-ți spun lui dacă vrea. Da, da. Scrii tu. Pa. Da. Pa, pa. La revedere.